Moment istoric pentru credincioșii parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul ilfovean Buftea. Aceștia au, începând de astăzi, un locaș de închinare. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a binecuvântat lucrările efectuate la noua biserică parohială cu hramurile Sfântul Proroc Daniel și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a afirmat că Sfânta Cuvioasă Teodora l-a iubit pe Dumnezeu și s-a lepădat de cele trecătoare care ne țin departe de El. La finalul slujbei, preasfinția sa a oferit primarului orașului Buftea ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar ceilalți ctitori și binefăcători au primit diplome omagiale și distincții de vrednicie. De asemenea, preoții slujitori din această parohie au primit câte o icoană cu Maica Domnului. Lucrările la noua biserică parohială au început în anul 2013. Din anul 2010 și până în prezent, credincioșii s-au rugat în Biserica de Lemn din apropiere. Sărbătorile nemțene s-au încheiat astăzi cu pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Mulți credincioși au venit și anul acesta la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț pentru a participa la hramul Bisericii Așezământului Monahal. Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La finalul Sfintei Liturghii, un ieromonah a fost hirotesit protosinghel. Biserica Mare a Mănăstirii Sihăstria este ocrotită de cuvioasa Teodora de la Sihla, sfântă sihastră care s-a nevoit în Munții Neamțului, canonizată de Sfântul Sinod în anul 1992. Mâine, în al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Nașterea Maicii Domnului din Mangalia. Cu acest prilej, ierarhul îi va binecuvânta pe copiii care vor participa la atelierul de pictat icoane pe sticlă, închinat Maicii Domnului, intitulat Cerul oglindit în ochi de copil. Aflat la a doua ediție, atelierul se va desfășura în perioada 10-12 august la Școala Gimnazială Sfântul Andrei din Mangalia. Cei 25 de copii vor participa duminică în Biserica Nașterea Maicii Domnului la Sfânta Liturghie, iar la final, lucrările lor vor fi premiate. Biserica Ortodoxă Română l-a pomenit astăzi și pe Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul. Cu acest prilej, Mănăstirea Robaia din județul Argeș a îmbrăcat haine de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la altarul de vară al mănăstirii. Ierarhul a evidențiat în cuvântul rostit cele mai importante aspecte din viața Sfântului Cuvios Pafnutie. Toți preoții care au slujit astăzi au primit din partea înalt preasfinției sale crucea basarabă. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Poiana Mărului din județul Caraș-Severin. Ierarhul a săvârșit și slujba călugăriei pentru una dintre surorile așezământului monahal. Bursele elevilor din învățământul profesional ar putea crește de la 200 la 250 de lei, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice de Ministerul Educației, unul dintre scopurile majorării fiind scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului la educație. Actul normativ este pus în dezbatere publică până în data de 9 august. Sectorul social-misionar al Episcopiei Slatinei și Romanaților organizează în fiecare parohie și mănăstire din județul Olt, în perioada 1 august-15 septembrie 2018, o colectă de strângere de rechizite școlare intitulată Ajută și tu un școlar. Obiectele primite vor fi oferite copiilor în vederea prevenirii abandonului școlar. Persoanele interesate au posibilitatea de a adona rechizite la fiecare biserică și mănăstire din județul Olt sau la centrul social al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Campania se află la cea de-a treia ediție.
Biblioteca Metropolitană din București va dona Spitalului Clinic de Copii Victor Gomoiu 500 de volume de carte pentru copii și adulți. De asemenea, în cadrul parteneriatului semnat între cele două instituții, biblioteca organizează la Spitalul Victor Gomoiu spectacole de teatru de păpuși și ore de lectură în zilele de luni și miercuri între orele 16 și 18. Termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până în data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin hotărârea de guvern numărul 458 din 28 iunie 2018. De asemenea, cardurile naționale de sănătate noi, care se emit începând cu data de 1 august 2018, au de la început durata de valabilitate de 7 ani, conform aceleiași hotărâri de guvern.